Salut! Hai să facem împreună aceste fursecuri absolut delicioase. Cocos, ciocolată, bombonele, umplute cu o cremă delicioasă de ciocolată albă, ce să mai, un deliciu! Rămâi până la final pentru a vedea modul de preparare în detaliu. Iar dacă ți-a plăcut acest filmuleț, nu ezita să apeși pe butonul de like. Îți mulțumesc! Lista cu gramajul ingredientelor este scrisă în descrierea filmulețului. Cernem într-un bol făina, apoi cu ajutorul unei linguri vom face o albie, iar în mijloc vom adăuga gălbenușul. Distribuim pe margine untul tăiat în bucăți mai mici. Apoi adăugăm zahărul, fulgii de nucă de cocos, ciocolata tăiată mărunt și bombonelele, iar la final coaja rasă de portocală. Frământăm. Trebuie să ne mișcăm destul de repede, pentru că altfel untul se va încălzi prea tare. Dăm bolul la frigider pentru 40 de minute. Presărăm făină din belșug pe blatul de lucru, apoi punem aluatul și îl întindem uniform. Avem grijă ca sucitorul, dar și aluatul, să fie întotdeauna bine presărate cu făină. Decupăm aluatul în forme de semilună sau orice forme doriți. Apoi așezăm formele într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și dăm tava la cuptorul preîncălzit pentru 10 minute la 170 de grade. Cât timp fursecurile se răcesc pe un grătar de bucătărie, pregătim umplutura. Punem ciocolata albă la topit în cuptorul cu microunde sau pe baie de aburi, apoi o amestecăm cu smântână pentru frișcă. Punem crema obținută într-un poș și umplem fursecurile. Apoi dăm fursecurile la rece pentru 30 de minute. Sunt absolut delicioase! Sper să încercați această rețetă și să vă placă la fel de mult cum ne-au plăcut și nouă. Vă mulțumesc pentru vizionare! Poftă bună!